Ziua! Astăzi o să fac o mâncare de spanac foarte bună. Deci chiar o să vă placă. Deci... Dar ce este spanac? Udură, șuncă, șlațane. Deci am pregătit tot aici. Și aici am ceapă verde, am praf, bineînțeles. O să vină și ghimbir. Și ghimbir? Da, da. Oh. Și usturoi. O să vină și un pic de frișcă, puțin, nu foarte mult, brânză cremă și, bineînțeles, o să vină și un pic de untură la prăjit. Acum am pus apă să fiarbă, că trebuie să fiarbă, ca spanacul să-l opăresc. Don't forget the sun. Ah, da, și semințe de pin. La final. Da. La final, asta chiar când e gata tot, punem așa semințe de pin și e super. O să dau mai tare să fiarbă. Dăm drumul și la hotă. Tot spanacul aici. Opărim spanacul. Da, trebuie opărit. N-am pus sare, deci nu trebuie sare. Doar opărim spanacul. Așa. Spanac. În rețetă e 800, dar depinde. Câți membri în familie aveți, dacă sunteți o singură persoană, vă ajunge liniștit 200-300 de grame de spanac. Da. Așa. Ah, m-am opărit eu. Așa. Acum, să pun repede apă rece. Oh, trebuie apă rece. Da, trebuie și apă rece. Să-l pun aici, știi? Ok. Fain spanac. Deja s-a opărit, că s-a mâniat. Cipi, ia masa. Da, cipi, ia masa. Mă duc să vezi filmez, că acum rănță-mi e. O țipa coaja. Acum mâncă alumna. Ok. Cipul nostru are câți ani, Angie? Are 10 ani. 10 ani? 10 ani are cip. Deci luna asta împlinește 10 ani. L-am găsit? Dar nu știu în ce dată. Fapt. Deci nu știu în ce dată împlinește, că l-am înfiat. Exact. Deci el nu se mai poate lăsa în libertate, că nu mai se descurcă. Nu se descurcă, da. Deci acum s-o plătărit. Da. Mă, tata, ăsta-i tata? Ăsta-i tata. Mă uitam, mai este sau nu? Ăsta-i tata. Ăsta-i tata, da. Așa. Noi am avut mai mult. Dar au trebuit cules și atât a mai rămas. E cules, da. Așa. Trebuie să-mi iau șortul și mă apuc să tai șunca. Trebuie tăiată, mărunt. Și probată. Vrei să o probezi? Nu. Asta e șuncă naturală, fără euri. Te să arătăm, Angie. Dacă vrea cineva să că. Șuncă uscată premium. De la Agil. Pulpă de porc. De la Calea Toronatului, bla bla bla, Timișoara, județul Timiș. Da. Deci? Și are numai sare. Deci vă trebuie din pulpă de porc. Șunculiță. Acum eu o să pun vreo... Cât să pun de acel? Nu știu, las că vedem noi. Jumate. Jumate vrei să pun? Sau un sfert. Hai să văd. Hai văd. Miroasa șoancă. Păi miroasă, normal. Uite aici ce bine arată, numai că asta trebuie luată. Șuricul. De ce? De ce vrei? E bun șuricul. Da?
trebuie, uitați așa, tăiat. Ți-am spus că nu-i bun șoricul. Deci trebuie să îl tai jos. Pentru că e tare. Uh-huh. Așa mere? E super. Așa. A noastră o fi mai bună un pic. E bună. E bună, da. Deci trebuie 150 de grame. E chiar asta și cât am tăiat. Deci am cântărit mai înainte, dar nu am arătat 150 de grame de... Da. Șuncă fumată. Trebuie dau drumul la foc. Nu, momentan până ce nu tai tot, că trebuie și prazul tăiat, trebuie și... Deci tot trebuie pregătit. Okay. Și prima dată șunca trebuie călită un pic, știi, un pic prăjită, știi? Și după ce s-a prăjit șunca și șunca cealaltă, atunci pun prazul, pun ghimbir, pun usturoi, cu ghimbir? Da, da. Tare. Și ouă. Am uitat să vă spun. Mm. Deci și ouă. O să pun aia la sfârșit. Da, fumătura ai dat-o jos? Da, am dat. Am dat în ea jos. Că am simțit așa cum nu-i... A fumătură parcă cum trebuie, așa? Da, da. Și trebuie tăiat. Deci la fix asta care o am aici e chiar suficient. Stai să dau șoricul jos, că nu e mai ușor. Deci șoricul, dacă vreți să faceți sarmale, puteți să-l folosiți, să puneți... Eu mai bine zic că nu. La fundul... Că cine știe cu ce pot să fumat. Nu. Acum fiecare face cum vrea. Nu? E faină șuncă. Și chiar din asta m-a trebuit să fac o rețetă faină. Pune un pic pe pauză. Acum au usturoi, doi căței de usturoi. Ne trebuie. Așa tocat un pic, așa, o să-l pun aici, deci trebuie tot tocat acum. Deci usturoiul, ghimbirul, și ghimbir. Aici ai 150 de grame de șuncă fumată, aici câte grame ai de 40, șuncă 50, presată? Depinde. Păi a fost cutia nedeschisă. Ai pus-o toată? A fost acolo, dar eu am pus jumate. 50. 50, da. Și ghimbirul. Cine dorește ghimbir? Ce fain miroasă. Așa. Mie îmi place ghimbirul, mai ales în supe. Ce îmi place mie în supe să pun ghimbir. Așa, ne trebuie și ceapă din asta. Ceapă verde, da. Ceapă verde. De primăvară. Normal, ne trebuia ceapă din aia mică. Charlotte mică, o cheamă. Charlotte se cheamă. Dar la noi nu se găsește. Și pun ceapă din asta verde. Sau ceapă normală, dacă aveți mică, mică. Nu mai am blitz la telefon. Bateria. Nu știu de ce e descărcată. Cred că e problemă cu cablu sau cu telefonul. Trebuie să vedem. Așa. Cred că ajunge atâta. Mami, iar e la video call. Video call. E căutată, nu? Să mai pun una. Pun. Că la prăjeală nu trebuie un pic. Așa. Deci aici e ghimbirul și usturoi.
Mai pun una și gata. Ai pus aici usturoiul? Da. Așa rondele, un praz normal avem nevoie, cred că alea nici nu le mai pun. Cred că ăsta e suficient, o să-l tai jumate și pun și un pic de verdeață din praz. Așa. Deci așa rondele trebuie tăiat. Fii 12-20, nu mă bine. Așa. Și acum pregătim să... Sper că am tăiat tot. Sper că am tăiat tot. Mă tăiat și din ăsta. Puțin, cum am spus. Știi ce mi-l o să mănânc? Ce? Käselauch, super. E o supă cu cașcaval. Da. Și cu... praz. Și carne da. Măcinată, porumb. Am postată supa aia. Foarte bună. Așa. Suficient. Bun. Așa. E o supă consistentă. Ține de felul 2. Aici. Uite la... E șuncă. Știu că e șuncă. Nu știu cine a lăsat acolo. Acum... trebuie să pun un pic de untură. Să nu pun așa multe. Nu pun mult, puțin, numai așa ca să... Oricum aici șunca are untură. Untură, știi? Puțin trebuie să pun. Chiar puțin. Atât? Bun, suficient. Așa. Ca să vă simți mai bine. Să te simți tu mai bine, bun. Așa, deci am terminat aici de tăiat, nu mi-a rămas praza asta, o folosesc la supă. O să-mi fac și o supă mâine, văd eu cum. Dar mai ai frigider. Da, mai am, când o termin pe aia, atunci am gândit că vreau să-mi fac și o supă. Așa, dacă s-ar topi și untura după foale de la noi, bine ar fi. Da, da, am vrea noi. Trebuie să mergem la sauna, Angie. Trebuie, da. La Marco. Ok. Așa, uite, s-a topit untura. Și punem. Amândouă aici. Un pic să se prăjească și atunci punem restul care le-am tăiat acolo. Așa. M-am gândit să pun și muzică în timp ce gătim. Nu, că după aia nu mă mai aude pe mine, știi? Așa, încep. Că tot în capul am. Ca astăzi am ascultat-o. Nu s-au zis asta, să fie o gălăgie de asta. Ok. Mai ce zile. O pui la sfârșit. Am pus-o. La videoclipul de mamă. Așa, trebuie bine să se prăjească, vedeți? Așa. O lăsăm să prind un pic de fructă. Puțin, nu mult. Să
ce fain arată aici. Ar merge un ou acum pe ăsta. Păi la sfârșit o să vină. Și nu mai vreau niciun spanac. La sfârșit o să vină un spanac. O, mă, o, te cer cu bine, ha? Mă sperie și pe mine. Așa. Așa mai încet. Așa. Acum punem restul. Aici. Adică ghimbirii cu usturoiul. Cu usturoiul. Punem și ceapa verde. Wow, ce frumoasă figură. Și prazul. Vă lăsa vreo 5 minute. Wow, ce bine arată! Deci, uitați ce bine s-a... Aici am 250 de ml de supă de legume. Trebuie pusă toată. Așa. Și cremă de brânză. De la Kaufland. Da. O să pun, cred că, o lingură. Și pun și un pic de frișcă pentru gust. Așa, trebuie să lăsăm un pic. Și după aia pun și spanacul aici. Să fie o mâncare super. Te uiți așa un pic mai, da. Asta vreau. Vreau un pic, stai că nu am făcut. Mamă, ce bun e aici. Ce fain de la... De la șoncă. Da, cât de smântână, smântână frișcă, lichidă, o lingură, tot mult, așa. Deci o să fie foarte bună. Super. Vai, ce bună. Serios, nu glumesc. Foarte, foarte bună. Vă spun ce e adevărat. Și sper că nu vă luați de mine că am gustat cu aceeași lingură. Noi suntem familie. Ne mai și pupăm câteodată, Angie, nu? Da. Așa. Vezi, e suficient spanacul, vezi? Și acum trebuie să lăsăm să fiarbă și atunci punem ouăle deasupra. Dacă mai trebuie, condimentat ceva, Daci? Deocamdată nu. Dar când... Spanacul, ouăle trebuie un pic în sare. Și spanacul, nu știu, să vedem dacă să vedem, e suficient, știi? După ce o fia și el un pic. Așa. Ar putea să dea mai tare, că e pe 6, până ajunge în temperatură. Trebuie să schimb telefoanele. Da? Da, uite, nu mai am lumină la ecran. Deci lăsăm un pic,
să pun pe ăsta la încărcat și filmez cu omul, numai cu omul să vede un pic altcumva. Așa, deci trebuie să fac loc aici, că acum când fierbe trebuie să pun ouăle. Un pic de sare. Un pic de sare. Și aici. Deci 4 ouă. Deci ouă de la bunică mea, să știți. Din o gradă. Din o gradă, da. Și mai un aici. Și acum trebuie să lăsăm să fiarbă. Trebuie să fac o picture. Trebuie piper. Piper? Piper. O să pun eu sare de piper. Ne-a cu peste ouă, mă refer, știi? Peste tot pot să pun un pic de piper. Dar nu mult, că... Păi nu. Poate vrea și Natalia, ei, nu i-am gândit. Mă și lovește cu piciorul. No, ok, acum trebuie să lăsăm să fiarbă așa până ce ouăle sunt gata. Și după aia, după ce sunt gata, o să punem un pic de pătrun gel tăiat mărunt. Semințe de pin. Semințe de pin deasupra așa frumos. Și dacă mai vreți un pic de sare condimentar. Și cine ar vrea... ar merge foarte bine cu tagliatele. Da, da. Cu paste. Da. Cauți tagliatele, vrei și tagliatele acolo încă. Hm? Că am acolo sus. Sădarina. Tagliatele. Vrei? O mână, două. Că... ca să nu mă încupite. Bun, hai să facem și tabletele. Să cere oricum ceva. A, așa ai? Da. Să cere nu-ți deci, se gătește așa încet, la foc mic. Până când ouăle sunt gata, până atunci fierbem un pic de tagliatele. Aici s-a pus apă cu sare. Da. Și așteptăm, dar ce fain arată. Așa și o să pui poza pe ecran, am gândit, tigaie. Da, dar trebuie să punem din astea, așa, știi, pe... A, de fapt, și un pic de mai fac... Ram. Fac, mai, pun mai multe poze, știi? Da. Cum să spune, că am uitat, colaj. Super. Așa, da, ce-i s-a dus care ceva treabă. Am uitat să vă spun să puneți un capac, că atunci, dacă vreți să fie mai repede gata ouăle, atunci să gătesc ouăle mai repede dacă puneți un capac. Și am pus un capac ca să terminăm mai repede. Aici fierbe. Punem tagliatelele, așa cum dorește Dacian. Și după câte am auzit, mai vin și ceva vizitatori la noi și îi servesc. Mâncarea care am gătit-o acum. Așa. Cred că e suficient. Mai pun și pentru Natalia, că și Natalia îi place. S-ar putea că mai trebuie să pun apă. Sare am pus o lingură, pentru că tăiței ăștia, adică pastele astea, au nevoie de sare în timp ce fierbe în apă. Așa, văd că aici a început să fie mai bine. Uitați ce bine arată, nu știu dacă se vede, nu prea se vede. Așa,
Aici imediat e gata și când e gata, v-am spus, o să pun semințe de pin deasupra, așa frumos. Și o să vedeți cum o să fie. Bun. Eu zic că e suficient. Cât am pus, nu mă las să fiarbă. Am capacul și pe mai târziu. Ok. Punem un pic de pătrunjel deasupra. Deci e gata. Punem și un pic de maioran. Dar pune când e în farfurie, dragă mea. Pun și aici, așa, no, știi? Bine, no. Așa. Că ăsta dă gust, maioranul. Mm, avea gust când e fier, când fierbe. Mă, când e în farfurie, pune. Mamă. Și pun și așa. Vrei să guști? Să vezi cum... Așa. Trebuie un pic prăjite. Păi așa spune că... Nu, astea așa trebuie servite acum. Bun, acum pun pe farfurie. Natalia, dă-te rog frumos mai încet. Așa. Prima dată punem... Vrei să pun deasupra pe tagliatele? Natalia, dă-mi asta. Că stai că imediat ți-l dau. Imediat. Că n-am, trebuie să-mi cumpăr și din asta chestie. Dar uite că am ăsta de bambus. Bun, bun, bun. Nu mai vrei? Nu mai. Așa, și pun deasupra, nu? Da. La Natalia îi Crăciun. Și uitați cum mâncă Natalia. Au! Așa, luăm partea asta de aici, dacă reușesc, că e foarte zemos. Și ar trebui să iau și un pic cu o lingură, așa. Deci e foarte zemos. Așa. E foarte fain. Și are miros. Chiar vreau să pap și eu. Și eu pap acum. E super. Nu m-am gândit să iasă așa fain. Așa. Vrei să-ți mai pun aici un pic de... Poți. Poți. Așa. Să arate farfuria frumoasă. Ok. Îți pun și din asta un pic. Și din alea. Da, alea normal trebuie un pic prăjite, dar... Nu le-am mai prăjit. Putem să... E mai sănătos așa. No, cine dorește să servească. Mai vrei daci din asta? Nu, nu. Bun. Uitați aici. Aceasta a fost realizarea mea. Sper că v-a plăcut rețeta mea și încercați pentru că este foarte bun. Credeți-mă, este gustos. Chiar gustos. Dacă doriți un pic sos mai mult, puteți să puneți supă de legume un pic mai multă. Ce? 300 de mililitri și o să vedeți că o să fie... Dar mai este mai acolo. Zemos, dar... Mai este sos acolo. Poți să-ți pun așa o lingură, știi, pe ăsta... E ok. E ok, e ok. Dar fiindcă... arată foarte bine, uitați. Compoziția lui... Da. A intrat în compoziție și lui cu sos înăuntru, știi? Nu e uscat, e numai fain. Ok, vă doresc numai bine. Pace, la revedere. La revedere. Mie îmi place foarte mult uleiul de susan și pentru o savoare în plus o să pun un pic, e foarte, foarte fain. Așa, un pic. Îi dă un gust minunat. Eu n-am vrut să mai filmez. A zis Angie că vrea să gust și să fiu filmat, să vă spun cum e. Cum poate să fie? Vă-ți dați seama. Numai bun. Mamă, ce bine arată. Deci să pune și un pic de ulei de susan. Mamă, și faină asta cum cu ulei de susan. Da, știu. Că e foarte bun.
Wow, ce fain miroase! Minunat! Super! Minunat! Deci, nota 10 plus! Foarte bun! Foarte gustos! Are gustul ăla de la șuncă, de afumat un pic, de la smântânos și gustos. Deci, sunt niște gusturi. Deci, farfuria asta, dacă ei să o mâncați afară, în oraș, vă costă cel puțin 50 de lei, 60 de lei. E foarte bun. Ok, eu v-am lăsat. Și acum o să mănânc cu poftă chiar, că mi-e și foame. Și eu o să mănânc. Foarte chiar vreau să mănânc și eu. La revedere. Pacea la revedere. Tuza, tuza, tuza! Nu ești departe și ești în lume copleșit. Nu ai nădejde, te simți pierdut și părăsit. Ești pasărea ce-a pierdut stolul și-a venit frigul, te-a înghețat. Dar ai un tată ce-n alu inimă te-a luat. Te ești departe și ești în lume copleșit. Nu ai nădejde, te simți pierdut și părăsit. Ești pasărea ce-a pierdut stolul și-a venit frigul, te-a înghețat. Dar ai un tată ce-n alu inimă te-a luat. Israele, pune-ți credința în Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus. Nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Israele, pune-ți credința în Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus. Ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Te ai nevoie să te audă cineva. Cauți lumina prin bezna nopții undeva. Ești floarea ce n-a răsărit sau frunza ca. Dar ai un tată ce-n alu inimă te-a luat. De ai nevoie, de ai nevoie să te audă cineva. Cauți lumină, cauți lumină prin bezna nopții undeva. Ești floarea ce n-a răsărit sau frunza care s-a uscat. Dar ai un tată ce-n alu inimă te-a luat. Israele, pune-ți credința în Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus. Nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Israele, credința-n Dumnezeu. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu. Israele, pune-ți credința-n Dumnezeu. Nu te lăsa de valul lumii dus. Nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit.
ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Israele, pune-ți credința în Dumnezeu, nu te lăsa de valul lumii dus, nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit, ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Israele, pune-ți credința în Dumnezeu, nu te lăsa de valul lumii dus, nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit, ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit. Ești în casa Tatălui ce te-a iubit.